Probă pe care, pe care v-am pregătit-o fetelor e de cultură generală din domeniul Cătălin Botezatu. Da, Cătălin Botezatu a ajuns deja un domeniu. Bună seara, Cătălin Botezatu. Bună seara. Este în direct cu noi. Fetele, 7 din cele 12 sunt aici, Cătălin. Dacă ai să le spui un ultim mesaj înainte de startul competiției. Ce să răspund? Nu pot să răspund decât mult, mult succes. Apoi că sunt acum acolo cu voi, mă aflu în Israel. Aș putea spune că tot într-un fel de documentație, pentru că am atât de Ministerul Turismului și el, dar am fost desemnat să reprezint această țară minunată, miracolul Israelului. Și voi profita de asta pentru a căuta noi provocări pentru Federația Expo Moda. Traveler Congresses International și Balkan Tour Travel mă vor ajuta pentru următoarele episoade să găsesc noi locații, noi locuri minunate, pentru că Israel este un miracol efectiv pentru a face noile episoade pentru Expo Moda. Nu le pot spune decât să mă noroc, multă baftă și ceea ce s-a întâmplat până acum nu a făcut decât să poate testele dure din care au trecut nu a făcut decât să scoată din ele ceea ce este mai bun. Noi urmărim de altfel să la sfârșitul acestui show să desemnăm un adevărat top model, un top model care va câștiga 50.000 de euro, dar care nu în ultimul rând va ne reprezenta, România ne va reprezenta pe noi toți în toată lumea, la cele mai mari agenții ale lumii. Cătălin, ăsta înțeleg că e cel mai frumos lucru care le așteaptă pe fete. Premiul de 50.000 plus pașaportul către catwalk-urile internaționale. Către celebritate, către profesionalism, către lumea adevărată a fashion-ului, pentru că Next Top Model este cea mai serioasă misiune și nu cea mai faimoasă misiune de fashion din lume. Așa cum știi, în America o face Tyra Banks, în Germania Heidi Klum, în România iată o fac eu, dar repet, o fac alături de profesioniști, colegii mei din juriu, de Liviu, de Gabi Hennessy, de Mirona Vescan, de Laurent Ture. Locațiile sunt alese pe măsură, pe trei continente, numai puțin de trei continente, în cele mai luxoase și expensive locații din lume, care, dacă la televizor vor părea așa cum vine despre acum, trebuie să vă spun că fetele nu le gustă chiar așa, deoarece ele nu au timp, poate uneori nici măcar să viziteze acele locuri minunate, deoarece sunt trezite cu noaptea în cap, fără să știe ce li se întâmplă, au ședinte de machiaj și de coafură care durează ore și ore în șir, apoi prezentele de modă care sunt adevărate provocări și nu în ultimul rând șutingurile foto. Care e cel mai greu lucru? Ne-ai spus cel mai frumos lucru care le așteaptă pe fete. Care e cel mai greu? De la o oră la alta la ce vor fi supuse și nu știu că trebuie să se adapteze unor condițiilor celor mai delicate, aș putea spune, de la temperaturi de plus peste 40 de grade până la temperaturi de minus 28 de grade, așa cum a fost în Finlanda. Cătălin, vreau să fii de față la prima probă pe care le-am pregătit-o noi în această seară finalistelor. Se numește proba de cultură generală din domeniul Cătălin Botezatu. Ok. Trebuie să răspundeți cu acuratețe fiecarei întrebări. Ridicați mâna sus în momentul în care știți răspunsul. Unde s-a născut Cătălin Botezatu? Te rog. Alexandria? În Alexandria, corect. Județul Teleorman. Știe cineva data nașterii lui Cătălin Botezatu? 3 decembrie, anul... Încearcă să nu monopolizezi... Fără an, te rog. A întrebat cine data. Laura. Laura. Ok. Ce pise a știut. A doua întrebare. La ce vârstă și-a pierdut Cătălin Botezatu virginitatea? Întrebată Bădărăvanțu. Mădălina. Mădălina? Oh, God. Nu știu, să nu te superi pe mine. Zic 18 ani? Eu zic că te arunci. A, mă arunc? Nu, mă, n-a avut răbdare până la 18. N-a avut, a? Nu. 15? Hai, mă, cătă. Mai pune. Cald. Călduț. 16. 16 ani. Știi cu cine?
Nu că n-ai fost de față, n-aveai cum. N-aveam cum, de unde să știu? 16 ani cu o blondă, anul întâi la medicină. Bun, bravo, Cătălin. E bine, bună seara. Nu vă supărați, ce... Bună seara. Bună seara. Nu supărați, cu ce ocupați? Ocupați dumneavoastră un loc aici, că noi mulțumesc, avem un concurs. Doamna Marina Dina, pentru că vreau să intru la emisiunea Răi da Buni. Așa. Da. Și exact astăzi vreți să intrați când... Vreau să povestesc ceva, dar vorbiți cu domnul Botezatu mai întâi și după aceea. Am înțeles. Ocupați un loc aici pe Buștean, dacă se poate. E unul care seamănă cu Buzdugan. O să-l chestionăm imediat. Următoarea întrebare. Tot cu mâna sus, fetelor, ce carte a editat Cătălin Botezatu de curând? Cum se numește? Te rog? Trei vieți pedeapsa. Trei vieți pedeapsa. Cum te numești? Alexandra. Alexandra a răspuns corect. Trecem la întrebările foarte personale. Ce fel de femei îi plac lui Botezatu? Mădălina. Ok, răspunde tu. Femeile deștepte. No, nu, Mădălina. Domnul Morar, știu eu ce femei îi plac lui domnul Morar. Ce femei? Femeile măritate, cele mai frumoase. Te rog, Mădălina. Zic eu, roșcate cumva? Cum? Roșcate? Nu. A avut el un răspuns într-un interviu foarte recent. Te rog. Hai că o să mă duc eu cu microfonul. Femeile fatale. Femeile fatale este răspunsul. Cum te numești? Anca. Anca a dat răspunsul corect. În Pro TV Magazin a făcut declarația asta pe 24 ianuarie. Următoarea întrebare. I-am mai schimbat între timp, de fatale de roșcată. Stai că ajungem și acolo. Ce talent ascuns are Botezatu? A ascuns până de curând într-un mare show de la Antena 1 recent oarecum și-a dezvăluit respectivul talent, talentul secret. Știu eu. Zi, Marina. Cătălin cântă foarte frumos. Bravo, corect. Bravo, îi place să cânte. A cântat Apologize într-o emisiune la Antena 1, Secret Talent. Și acum vine întrebarea oarecum care dezvoltă o întrebare mai de acum câteva minute. Femeia ideală în viziunea lui Cătălin Botezatu. Așa, poți să ridici mâna și să spui. Deci, deșteaptă. Femeia ideală este deșteaptă. Fatală. Roșcată. Da, slavă. Cine a zis roșcată? Corect. Mădălin. Deci deșteaptă nu e pe lista lui Botezatu. Pe lista scurtă. E top 3. Deci roșcată, înaltă și... O femeie care să fie foarte... Nu, mai are ceva. Lăsați frumoasă. Caracteristicile astea. Cum? Naturală. Ce spui? Da. Naturală, dar cu... Copii. Creier. Cu copii, nu. Nu. Cu sânii mici este răspunsul. Asta e Cătălin Botezatu pe site-ul Antenei 1. Puteți să vă documentați. Cum își petrece Botezatu timpul liber? Cu voi? Un hobby de-a lui Cătălin Botezatu. Când e departe de țară. Schiază? Nu. Dansează? Nu. Cântă în țară, nu trebuie să pleci afară ca să cânti. Scuba diving e răspunsul corect. Bun, acum iarăși din biografia lui Cătălin Botezatu. Cum și-a început Botezatu cariera? Cariera în fashion, în modă. Ridică cineva mâna? În afară de Liviu Ionescu. E Liviu Ionescu, să știți. El a și ridicat mâna. Bine, atunci să ne spună Liviu Ionescu. Cum și-a început Cătălin Botezatu cariera? 1986, vară. La Centrul de Creație OCECOM și apoi vară 87 la APACA. Și eu am un 84 aici, manechin al casei Venus. În 84 a fost o parte de muncă, în 84. Îmi pare rău. Bun, încă n-are carte de muncă. Deci, încă nu ți-ai început cariera. Toată întrebare. 84, da? Casa Venus?
E adevărat, Cătălin? Da, e adevărat, e adevărat. Prima mea colaborare în modeling a fost cu casa de model Venus, la doamna Gina Dumitrescu, a urmat un CECOM și, în ultimul rând, după un concurs extraordinar de greu, confirmă, am obținut eu, el și un coleg de-al nostru, un loc în centrul de cercetare în Sfârșoare la Apaca. A câștigat concursul. Ne-a adus și casa de muncă pe vremea aceea. În vremea aia, Cătălin a câștigat concursul Next Top Model by Apaca. Era în ce ateliere celebre a lucrat Cătălin Botezatu? Cine ridică mâna? În afară de Liviu. Deci undeva în lumea asta a lucrat în atelierele unui designer celebr. Nimeni? Hai că e momentul să impresionați pe Cătălin. Asta fie și mai... Loviți, te rog. Alexandru. Versace, corect, este răspunsul la Milano, 6 luni. A lucrat cu Farfec acolo. La Milan, adevărat, am avut șansa să fac stagiul în atelierele de Versace din Via Cesu. Bun, cea care a răspuns la 2 sau să spunem 3 întrebări despre Cătălin Botezatu este Alexandra. Laura. Nu o să mai uit. Jur că nu mai uit. Acum juriul decide dacă lucrul ăsta are vreo importanță sau nu.